Kentucky. În topul preferințelor copiilor sunt, așa cum era de așteptat, jucăriile. Păpușile, mașinuțele cu telecomandă și animăluțele de pluș au fost cele mai cerute și mai cumpărate jucării de anul acesta. Chiar dacă iarna s-a instalat pe străzile din Megidia, nimic nu îl va împiedica pe celebrul moș să ajungă la adresele copiilor cu minți și să le pună sub braț surprizele așteptate. Nu e târziu pentru micuți să-și facă lista pentru Moș Crăciun. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Te-ai pregătit pentru sărbătorile de Crăciun? Da. I-ai trimis scrisoarea moșului? Încă nu. Ce vrea să aducă Moș Crăciun? Vrem, o mașină cu telecomandă și vrem multă sănătate. Știi că mai sunt 4 zile până la Crăciun, trebuie să trimis scrisoarea moșului, da? Da. Părinții se grăbesc să îndeplinească dorințele copiilor și să-i bucure așa cum îi țin buzunarele. Magazinele de jucării și-au aranjat vitrinele și au achiziționat ultimele noutăți de pe piață. Au crescut vânzările în pragul sărbătorilor de Crăciun? Da, au crescut. Care este topul celor mai căutate jucării? Clasicile păpuși pentru fetițe, trenulețele pentru băieți, mașinuțele cu telecomandă, deci orice îi bucură. Depinde, diferă de la copil la copil, de preferință. Ce le urați micuților în pragul sărbătorilor de Crăciun? În primul rând sănătate, să fie cu minți în continuare, ca moșul să le aducă multe jucării, tot ce își doresc. În decembrie, luna cadourilor, vânzările de jucării cresc semnificativ față de celelalte luni din an, întrecându-le chiar și pe cele din luna iunie, când se celebrează Ziua Copilului.